Băi băieți, eu vă salut și bine ați găsit la un nou videoclip. Astăzi era normal că o să apară cu acest piggy bank, care avem și o problemă, pentru că mega pigul e plin, adică e maxat complet, tot. Doar că avem o problemă, eu nici măcar nu am jucat și băieții ăștia deja l-au rupt, au sărit pe el, l-au măcelărit efectiv. Adică uitați-vă și voi, nici măcar n-am apucat să joc și oamenii deja au maxat pigul ăsta, mai sunt și eu și încă câțiva, chiar destul de mulți aparent, care nu am jucat. Văd că momentan Coco, Ruben și cu Reaxel sunt pe locul 1, nu înțeleg de ce Dari, Andreas și cu Daniel nu sunt și ei pe 1 la acele reward-uri, că au aceleași win-uri. Nici măcar nu am apucat efectiv să joc, băieții deja l-au umplut, dar aparent, din păcate, nu putem să-l deschidem până peste 2 zile și 8 ore aparent, mă rog, 2 zile practic, dar desigur o să facem videoclip și cu reward-urile pe care le primim. Astăzi vreau să dăm niște meciuri pentru că oricum nu mai are relevanță dacă fac sau nu win-uri, pentru că s-au ocupat băieții de treaba asta, mă și mir că l-am făcut chiar atât de ușor. Ce pot să zic, avem un club destul de activ la momentul actual și e super, super tare treaba asta. Desigur, apăsați butonul de like să faceți cât mai multe și desigur să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Avem niște videoclipuri mai interesante care urmează să vină pe mâine, poi mâine și o să vedeți și despre ce este vorba. Cu gameplay mai de calitate, care o să-l vedeți și voi curând. Iar astăzi vreau să dăm niște meciuri aici pentru că avem încă 18 etichete, nu am apucat să jucăm. Să prindem și noi game mode-urile astea noi care sunt chiar mișto și probabil că o să vă placă și vouă. Lăsați-ne și părerea voastră în comentarii dacă voi ați reușit să umpleți acest pig bank. Iar noi haideți să trecem la meciuri. Fiți atenți, primul modifier pe care l-am prins este acesta de instant overtime, așa că am luat Piper direct, avem compul ăsta insane, nebunatic și cred că am dat deja primul gol. Nice. Chiar e mișto, e super interesant modifierul ăsta instant overtime, dar vă dați seama că vă bateți doar cu brawler din ăștia de genul ăsta. Ia, îi dau gheșe la îmbrăta, mă, ghegetul, bă, vezi că s-a ferit ăla cu bot destul de bine, nice. Cred că cam ăsta e meciul, nu? Da, aparent e GG. Un modifier sau ăsta cred că e fără, nu sunt 100% sigur, dar cred că e fără, nu? În fine, am la Rosa, să vedem ce reușim să facem. Îmi place environmentul ăsta, chiar e mișto, uitați-vă la blingurile alea în loc de pereți, care chiar sunt geniali. Am la Rosa, cred că o să facem destul de multă treabă cu Rosa, mai aveți și hypercharge-ul, care este destul de bunicel. Harta asta este chiar perfectă pentru Rosa. De asemenea, chiar le mulțumesc băieților Andreas și Daniel care joacă la ora asta cu mine și chiar îi apreciez pe băieții ăștia, deși ei și-au terminat meciurile alea de mult, doar că au stat pentru mine și se joacă. Și nu, chiar țin să le mulțumesc pentru treaba asta, pentru că n-aveam cu cine să joc altcineva. What? N-ar fi trebuit să activeze LOL, ok. Deci dacă eram în ultimată și mi-am activat hypercharge-ul, nu, vedeți că nu era slow-ul ăla, știți? Destul de ciudățel, chiar, în fine, ok, o chestie de știu, deci îți dai ultimata doar după ce ți-ai dat hypercharge-ul, că altfel nu beneficiezi. Mi-a pus și gadget-ul ăla doar ca să ajung pe Tara. M-a omorât porterul. Ok, m-a omorât porterul, da, porterul ăla mai better, ce pot să zic. Hai totuși să vedem dacă reușim să ne facem încă un hypercharge. Deci asta e fără modifier. O să încerc să mai găsesc niște modifier-uri, pentru că momentan am dat de foarte multe meciuri în care chiar n-am găsit modifier deloc. Și aiurea, am mai dat aici un hypercharge și apare meciul este GG. Da. Da, destul de legereanu și acesta. Trecem la următorul nostru meci. Am luat compul acesta, am luat și Lu, care e bun rău de tot. Cel puțin cu hypercharge-ul. Ok, Andreas, văd că și-a luat Frank, acum o să lăs pe el aici, care are foarte mult HP, o să mă aduc direct pe băieții ăștia, vă găsi ceva player mai decent, sunt Hero, Mami Jordan, mai mind ăla, nu știu exact cine e, dar i-am prins aparent, uite, l-am și rupt pe Frank-ul ăla, avem altă ultimată, nice, o să le dam și un gadget aici, a pus două ziluri, dar din nou, mă, fără modifier, pe bune, sau, da mă, cred că e fără modifier, în fine. Bă, am tras destul de mult timp aici, chiar l-am înghețat din nou, avem hypercharge-ul activ. Cred că avem și ultimata, nu? Da, avem și ultimata. Deci pot să dau instant freeze la oricine de aici care vine. Și aprinde un sprout, o să stau puțin să-i treacă zidul, după care mă bag direct în el și îl rup cu hypercharge-ul. Hai mă că-l activăm acum. Bă, s-a ferit de...
No way, bro, a făcut play-ul carierei ăla fără cateringă, deci s-a ferit de ultimata mea, gen punându-și zidul în el. Chiar a făcut un play super mișto, deci îi dau credite acolo. Super bine pe reacție, pe sprout, habar n-am, dar chiar s-a ferit de ultimata mea și de hype. Aoleu. Am omorât, în fine, oricum l-a omorât Daniel. Meciul ăsta e GG, nu cred că mai au șanse să dea comeback, deși a fost destul de close, să zic, dar nu e mai better. Runda asta Mortis, pentru că am prins un modifier acum cu ceva bușuri, vedeți că se pun bușuri efectiv non-stop, avem Shelly Poco Mortis, dar și au o Shelly și ei, așa că o să am puțină grijă să o evit, sper că o să fie atenți băieții. Vreau să mă duc mai mult pe această B, pentru că ei dau în teorie counter, dar mă pot duce și pe 8-bit, mai ales că n-am ultimata, e chiar ok. Așa că hai să mergem aici pe 8-bit să ne facem frumos din ultimata. Cred că îl și omor așa frumos. Mi-am dat ultimata, dar se merită, știi cum? Luăm kill-ul ăla decent. Aici cred că-s mor, că mă așteaptă. Mă rog. Mă așteaptă Shelly cel mai probabil. E undeva pe Shelly 100%. Da, am știut. Mă bine, măcar am făcut două kill-uri, am mai tras puțin de timp. Avem gem lead-ul. Avem 8 la momentul actual, ne mai trebuie încă două. Totuși vreau să o evit pe Shelly neapărat. Și... Bă, îl rupe Daniel pe ăla. Aș fi putut să-i dau ult, dar cine știe, poate se teleporta. Un nice bine acolo din partea lui Andreas, că a dat spot la cea Shelly. Hai să o omorâm din nou pe această B. Și meciul e GG, mă, deja. Cred că nu mai au băieții șanse. Până s-au descurcat și binișora ai mei. Bine, ce să mai zic. Mai facem aici două kill-uri frumușanis și e GG. Chiar a funcționat Mortisul cât de cât. Ultimul nostru match este din nou cu modifierul ăsta de bush. Am mai prins câteva cu power-up-uri, dar sunt destul de neinteresante. Nu știu, meciurile au ieșit destul de neinteresante. Așa că luăm bull aici din nou cu hypercharge să vedem ce reușim să facem. Bă, sincer, modifierul ăsta chiar e destul de mișto. Nu o să vă mint, chiar îmi place, nu știu de ce, dar chiar... Cum arătam ăsta hit-ul ăla? What the heck? Ăsta cu Bob parcă are star power de la cu Vision 100%. Da, mă, da, nu star, bă, da, star power-ul ăla cu Vision, gen nu are stun-ul. Nu știu, mi-am dat așa seama că a tras după mine, deși nu știa că vin, deci... Aoleu, stai că m-a prins ăsta cu Otis. Mă rog, mi-am făcut și hypercharge-ul, care e ok, am și ultimata înapoi într-un hit, nu vă faceți griji, chiar 99%, deci dacă mi-au un singur hit să-mi iau și am ultimata, pot să-mi dau cu hypercharge-ul. Asta cu Cronjul ce face, dar nu dai nici neapărat de cei mai buni playeri, habar n-am, nu știu, cel puțin momentan am dat doar de câțiva playeri mai buni în două meciuri, cred că contra Mami Jordan și cu ceva echipă de la început, Scarlet sau ceva de genul care erau adică playeri care mai cunosc, în rest chiar deloc, nu știu, sunt playeri ciudăței, da, mulți nici nu joacă full echipă, joacă doar așa, dar na. Păi cam atât cu acest videoclip, acum urmează să vă țin la curent cu acest piggy bank în două zile să vedem ce reward-uri primim la el. Acum, na, nu știu ce să spun exact, vedem ce și cum, o să vedem și reward-urile, până atunci am fost stat și desigur noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!